pregătirile pentru noul an școlar 2019-2020. Șoferii microbuzelor școlare au fost invitați să participe la o întâlnire cu reprezentanții Autorității Rutiere Române și ai Poliției Rutiere. Întâlnirea la care au participat 70 de șoferi din localitățile călărășene s-a desfășurat începând cu ora 11 la Colegiul Agricol Sandu Aldea din municipiul Călăraș. Au fost aduse în discuție principalele cauze ale producerii accidentelor rutiere, transportul școlarilor, circulația pietonilor, destinația microbuzelor școlare, precum și licențele de transport. Bine v-am regăsit o parte din dumneavoastră. Ne-am văzut cam în fiecare pentru cei care nu mă cunosc, numele meu este Amir Naistă, comisar și comunitatea serviciului rutier Călăraș. Și alături de mine la această întâlnire am invitat-o și pe doamna Bălani, care era din partea Autorității Rutiere Române, și pe colega mea, subinspector Dobre Florentina, din cadrul serviciului rutier. V-am invitat astăzi pentru că a mai rămas foarte puțin timp până când începe noul an școlar și pe umerii dumneavoastră, începând cu luni, da? 9 septembrie, pe umerii dumneavoastră o să se așeze o mare și importantă responsabilitate, și anume activitatea de transport a elevilor de la locurile de îmbarcare către unitățile școlare și repede. Tocmai de aceea am zis că este cât se poate de potrivită această întâlnire, să discutăm niște aspecte foarte importante, foarte grave, unele dintre ele, pentru că plecând de la fenomenul acesta al accidentului rutier, județul Călăraș se confruntă, din păcate, cu o creștere destul de importantă sau foarte importantă a numărului persoanelor decedate în urma accidentelor rutiere. Față de anul trecut, creșterea este cât se poate de semnificativă și discuția de aici aș vrea să pornească. Principalele cauze a acestor accidente de circulație mortale reprezintă două genuri de abateri sau două categorii de participanți la trafic. Pe locul 1 sunt, ce credeți? Alcool. Altceva. Viteză de viteză. Altceva. Pietonul. Pietonul care traversează fără să asigure, prin locuri nepermise, care circulă noaptea total neregulamentar. Pietonii. Principala cauză. Abaterile pietonului. O a doua cauză îl reprezintă abaterile săvârșite de către bicicliști. Doar acum luni, acum două zile, pe DN3, un accident foarte grav în circulație, un pieton a ieșit de pe drumul acela agricol care face legătura cu Zabotă, direct în drumul național, fără să se asigure. Cel puțin asta au fost primele concluzii desprinse în urma cercetării la fața lor. Accidentul, impactul puternic, biciclistul rănit grav. Multiple lesiuni. Acum, plecând de la aceste două cauze principale, rugămintea mea este ca, pe lângă acordarea unei atenții mai mari acestor două categorii de participanți la trafic, adică ne întâlnim tot timpul cu ei, îi vedem cum circulă, mai ales bicicliști în mediul rural, pe timpul nopții, nesemnalizați. O să spuneți că dumneavoastră faceți cursele oarecum pe zi, dar și spre seară. Deja o să intrăm în toamnă iarnă, când o să se întunecă mult, mult mai repede. Nesemnalizați, nedotați, sub influența băuturilor alcoolice. Atenție cât se poate de mare, când îi vă întâlniți cu ei. Pietoni, mai ales pe mediul rural, circulă cum vor ei, îmbrăcați în negru, de sus până jos, de multe ori sub influența băuturilor alcoolice, n-au nicio treabă cu drumul, cu șoseaua, cu circulația, cu aglomerația și așa mai departe. În mediul urban, traversăm pe unde vrem, cum vrem, chiar și atunci când traversăm trecerea de pieton, ca pieton, nu respectăm niște reguli elementare de conduită și
alergăm pe trecerea de pieton, sărim în fața mașinii. Astea sunt chestii care dumneavoastră le știți, v-ați întâlnit poate cu ele, eu le știu foarte bine, nu doar din cifrele statistice, dar și din măsurătorile pe care le fac la fața locului când sunt chemat la un astfel de accident rutier. Deci, atenție foarte mare în trafic. Aceste două categorii de participanți la traficul rutier. Acum, legat de circulația acestor pietoni, dumneavoastră luați copiii, îi preluați de la locurile de omarare și transportați pe o perioadă destul de scurtă de timp, dar acele minute petrecute cu copiii, cred că n-ar strica, pentru că copiii, să știți, vă privesc, mai ales cei mici, ca pe niște pântimele cu eroi. Mulți dintre copiii pe care dumneavoastră îi transportați, deja ei își formează vreau să fiu șofer, vreau să fiu șofer de microbuz, de autobuz. Vă privesc cu totul alt ochi ca pe un, știu și eu, pe un de pe stradă. Vă privesc și cu admirație. Ia uite-l de nea. O duce câta mai e microbuzul. Înțelegeți? O vorbă, un sfat, o rugăminte adresată copiilor, s-ar putea să aibă mai mult impact spus de dumneavoastră față de ce îi spune mama și tata, dacă vreodată o să-i dea un astfel de sfat vis-a-vis de circulația rutieră. Atenție foarte mare când ajungeți la locul de destinație. Când se face debarcarea copiilor. Știți că, din păcate, în anii anteriori, am avut accidente de circulație exact pe la modul ăsta. Copilul a traversat autovehiculul. Era mai mult sau mai puțin corespunzător oprit și accidentul mortal s-a întâmplat într-o fracțiune de secundă. Ce lucrăm de? În timp ce eu vă povestesc, puteți să mai trece și pe la părere, nu mai am puțin și după aia revine cu aceasta. Deci, haideți să empatizăm și haideți să acordăm atenția cuvenită acestor copii. Vă spun, cuvântul dumneavoastră contează foarte mult. Ca și cuvântul polițistului, pentru că și eu și colegii mei în orele de educație rutieră pe care le facem în diferite unități școlare, tot așa, copiii, mai ales cei mici. Cei mari, acolo e altă discuție. Dar cei mici de ciclu gimnazial ne privesc altfel pe noi. Noi care facem ceva marcant în societate. Ma, polițistul. Wow, ăsta a spus ceva interesant. Haide, poate nu ceva. Wow, nenea șoferul de pe microbuz, șeful nostru din autobuz, ne-a spus să fim atenți cum traversăm, să ne ținem de mână, să nu alergăm. Sfaturi din astea cât se poate de pe care și dumneavoastră sunt sigur le-ați dat copiilor dumneavoastră. Empatizăm. Ne implicăm puțin. Trecem doar peste atribuțiunile fișei postului de a transporta copiii din X până în Y. Eu zic că e o rugăminte și un sfat cât se poate de decent. O altă problemă pe care vreau să o discut cu dumneavoastră este legată de destinația și, mă repet, pe parcursul fiecărei întâlniri am mai pus accentul pe acest aspect. Destinația acestor microbuze. Este una singură. Transportul elevilor. Știu. Văd diverse zâmbete pe aici prin sală, dar haideți să... Nu știu. Vedeți dumneavoastră? Eu sunt în stradă. Rugii mei sunt în stradă. La lege îmi spune o chestie. Că se poate declara. Și fără loc de interpretare. Dumneavoastră conduceți aceste microbuze. În microbuzele astea n-au ce să caute de copii, pentru că guvernul României a alocat fonduri pentru achiziționarea acestor microbuze cu un scop cât se poate de clar și de concis. Transportul elevilor. Nu transportăm echipe de fotbal, echipe de maici, echipe de taici, Anastase. Mai dați dumneavoastră un exemplu. Mergem la fotbal, dar puteți să mergem la fotbal și cu bicicletă? Zic eu. Haideți să vă întreb altceva. Plecați la Slobozia. Unde plecați la Slobozia?
De la model. De la model. Până la Slobozia, hai să zicem că nu plecați de la, de la modelul plecat și nu, nu ajungeți la Slobozia, vă duceți până la, până la Oltenița, nu? Asta ce zice? Ce este? Nu văd că aici. S-ar peste 50 de kilometri? Da, da. Aveți acolo copia... În? Ordina. În ce nu? În ce se în cont propriu. Care e propriu ăla? Transportul elevilor. Dar de cum l-am văzut? Spuneți. E de pe primărie. Microbusul de pe primărie. Microbusul este doar destinat transportul copiilor, elevilor. Fără mâncare, fără ajutoare, fără turism electoral, fără turism fotbalistic. Dar ce zic azi, ce putem face? Eu vă spun. Dacă suntem prijini asta, dumneavoastră, asta trebuie să fac. Dumneavoastră, cu aceste microbuze, doar asta trebuie să faceți. Doar asta trebuie să faceți. Deci, haideți să fim un pic înțeles și o să las pe domnul Aghin să-și facă treaba. Mă face dumneavoastră de foarte bine când vă explică. Cert este un singur lucru. Acest certificat în cont propriu, ca să fie clar de la bun început, să nu mai fie întrebată de mii de ori, certificatul în cont propriu este strict pentru acești copii. Da? Acum, fiecare primărie care aveți, școală sau așa, aveți microbuze din acestea care sunt special pentru ei, cu destinație clară, cu destinație clară, deci asta vreau să fiu foarte bine înțeleasă, pentru această speță, cu aceste microbuze, cu destinație clară, am rugat pe toată lumea ca să știe că sunt gratuite. Deci oameni buni, spuneți-le celor de la școală, spuneți-le celor de la primărie, deci toate sunt gratuite, nu vrea nimeni bani pentru că scoateți acest certificat și aduceți doar copiii de la școală. De acasă la școală. Da? Folosind acest tip, asta spuneți. Vreau să vă fac înțeleasă acest tip de, de microbuze. Da? Deci noi avem și neplăcerea zis, m-au sunat chiar în zilele trecute de la Belciudatele, foarte arogantă doamna de acolo, că nu-i spun actele. N-am pus să stau să spun fiecăruia actele care sunt necesare. Că dumneavoastră e la o distanță destul de mare și o să vă rog, pentru 5 minute care le pierdeți venind la Călăraș, chiar dacă sunteți la 100 de kilometri, vreau să veniți cu lecția învățată și anume, să-mi spuneți clar, doamne, eu am o mașină strict data colorată, cum sunt ele funcționate cu școlari și unele cum sunt. Vă mai spun o dată. Deci ele, ca și tarif, sunt gratuite. Doar că, da? Doar că, certificatele acestea, noi avem două spețe. Faptul că, fiind cererea specială pentru cele care sunt destinate și așa, celelalte care ei au concursuri, olimpiade și ies din raza comunei dumneavoastră, va trebui să plătiți aceste certificate. Da? Da. Regula este următoarea. Eu am venit și cu o declarație a unui primar sau același lucru, trebuie să spune și noastră acolo când ajungeți la primar, la directoarea școlii, ca să înțeleagă speța fiecăruia. Nu știu acum din toată sala asta câți, dacă trebuie să ridicați mâna să îmi spuneți care sunteți licențiați. În toată sala asta, cum ați văzut 5-6 inși. Exact ce am dorit. Deci restul nu aveți licențe. Ideea este ca să veniți la ARD și noi vă dăm tot concursul și ajutorul. Doar că trebuie să spun un singur lucru, ca să puteți să obțineți aceste licențe, plus să aveți un manager de transport. Da? Deci, acest manager trebuie să urmeze o școală. Vreți, nu vreți, trebuie să spuneți primarului că trebuie să trimită pe cineva la aceste cursuri pentru a ajunge în situația de a lua licențe. Da? Ca să nu puteți, orice ar fi. Deci, cineva ce să aibă din primărie sau școală, ca cum vorbim și de primărie, vorbim de școală, trebuie să aveți liceu și să faceți aceste cursuri. Deci, fără a avea aceste cursuri, nu o să puteți să scoateți licență. Deci, vreau să mai spun încă o dată. Avem...
mașina. Deci dacă mașina este inscripționată, vreau din partea directorilor de școli, din partea primăriei, da? O declarație dată de primar sau de director, ce am spus, trebuie să-mi dea această declarație, îmi spune clar că mașina este inscripționată cu sigla transport școlar. Ca eu să știu dacă vă spun să plătiți sau să nu plătiți. Adică pentru cei care știți că plecați în excursii cu copiii, la transport, veniți dacă lăsați luați manuale. Deja, exact ce ați zis tu, un an, tahograf, un alt, asta vi le explică dumneavoastră, nu stau să vă spun acum actele care nu sunt necesare. Iarăși avem o problemă ca și licențiere. Sunt doar câteva acte care vi le cerem noi, la autorizare. Dar dumneavoastră, am văzut acum, chiar o speță la cineva, a luat asigurarea pentru o lună. Că el face curs ocazional, greșit, oameni buni. Nu puteți să luați asigurarea aceea doar pentru o lună. Deci, dumneavoastră, nu puteți să spuneți că circulați cu copiii doar o lună. Adică, că așa a zis doamna directoare. Și încă o problemă, noi nu vă cerem aceste acte, s-a mai specificat puțin legislația, nu vă mai cerem verificarea tahograf, nu vă mai cerem asigurarea RCA. Atenție, nu vă mai cerem asigurarea de călător și bagaje. Este o sumă infimă la asigurarea, e 10 lei, 20 de lei. Trebuie să o faceți. Pentru că, practic, sunteți răspunzători pentru cei care vă sunt în mașină. Dar se întâmplă că mergeți un accident, nu că v-ar asigura asta de 20 de lei, dar trebuie făcută, ca și act în sine. Deci noi nu cred că cerem la RN, pentru că s-a simplificat, mă repet încă o dată, s-a simplificat un pic ca și acte. Dar sunt trei documente mari și date care trebuie să aduse. Singurul lucru care, de care vă loviți toți și știu că este foarte greu, este acest lucru care trebuie să-l urmați. Dar fără el, nu puteți să se licență. Eu vă aștept cu drag la RN, deci noi, pe toată lumea am ajutat, nu cred că au cineva probleme. Poate, mă temă ce N-au fost probleme, uite, domnul poate să confirme de câte ori a venit la RR, am aici modelul, Eliu și câți domnul Rosețiu, toată lumea, toți Grimăți, Săbulești, am dat la toți concursul ca să nu fie ok. Eu zic că mai mult nu vreau ce să le spun. Concluzii se poate de pentru activitatea dumneavoastră, din partea primăriei, efortul este minim. Deschiderea din partea ARR-ului este maximă. Documentele sunt minime, ca și consistență, ca și număr de documente pe care trebuie să le prezentați, să îndepliniți această formalitate. Singura problemă care o văd, sincer, este acest curs de coordonator de transport. De exemplu, ia dați-ne și nouă la model. Cine e coordonator acolo? Domnul... Ok. Și dumneavoastră îndepliniți funcția și de conducător auto, da. Și de coordonator. Deci o problemă nu e vorba de lucruri de compatibilitate. E vorba doar ca să găsiți înțelegerea la nivelul primăriei, să vă finanțeze acest curs, da? Și să vă completeze fișa postului aceste atribuții unde coordonator de transport. Le aveți pastea, minimul acela de documente, la colegii de la ARN și sunteți într-o deplină legalitate, fără niciun fel de altă problemă. Deci, din toată primăria, toată școală, există un contabil, nu este obligatoriu, să fiți neapărat și șoferul și managerul. Dar există în școală acolo o contabilă care nu vă gândesc că a fost angajată cu 3 clase sau cu 10 clase. Zic și eu, nu știu. Domnul Vicer, Voastră bine, chiar și primarul, chiar și vicele, sunt consilieri, sunt personală. Adică, dumneavoastră, ca să nu sunteți obligați, nu stai să fiți dată și șoferul și... spuneți. Da. Noi avem 3 propuse la Sărbărești. Da. Una are licență. Da. Celelalte sunt pe primărie, două care nu putem. Avem șef de coloană la Sărulești. Da. Cum procedăm cu celelalte două de la așa, să treacă, trebuie să le matriculăm pe sau numai pe comodat, ca să ne eliberăm. Nu există noțiune de comodat, trebuie să fie trecute pe primărie. Nu, bucătăria pe școală, că mai avem șef de coloană pe școală și vrea primarul să ni le dea la școală. Deci, e bucătăria lor, trebuie să facă ei o înțelegere între... Deci, cel este că trebuie să scoate licență pe primărie.
să iau licența și n-am înțeles să dacă aveam primărie. Mașina aia în școli. Nu există... Principiul mi-a zis că ori mă dau de școală, ori mă dau de primărie. Păi da, pentru că nu aveți cum să fiți angajatul primăriei și mașina să fie a școlii. Este... Am așa făcut mașina mai. Da, dar v-am spus, este bucătăria. Da, știu. Este bucătăria dumneavoastră. Pentru că îmi vină această problemă, că ei vin, au fost poliția. Dar nu puteți, dacă nu știu pe școală, și dumneavoastră sunt de la primărie, nu am spus că au licența să fie. Deci, majoritatea este muncitor 2. Sau muncitor cu atribuțiuni de șofer. De exact ce vă spun. Fiecare, acum hai să fim oameni și să înțelegem așa. Fiecare acolo la școală, la primărie, acum dacă la primărie există un microbuz și îl duce la școală, mai te trimite și pe tine să îi rezolvi și ce problema asta, nu e problema noastră. Nu? Păi. Sincer, noi știm că autobuzul ăla este strict, da, pentru primăriei, să zicem,
iar mașina aparține școlii. Ce treabă are școala cu dumneata? Ce cauți dumneata în locul șoferului vehiculului aparținut? Înțelegeți? Aici nu mai intru în alte, nu-mi cereți mie și nici doamnei părea, rezolvare la problemele dumneavoastră de bucătărie internă. Hai să nu se poate. Înțelegeți? În fișa dumneavoastră, postului, tot așa, vorbim la modul cu generalul. Trebuie să aveți această atribuție de conducător a bucătărie. Da, într-adevăr, sunteți muncitori doi, cum spuneați dumneavoastră. Dacă aveți în fișa postului atribuțiunile conducătorului auto de microbus școlar, sunteți cât se poate de ok și acoperiți și dumneavoastră. Pentru că, Doamne ferește, în cazul unui eveniment rutier, minor sau major, toate verificările o să aibă și urmări. Poate că în trafic, poliția rutieră verifică toate aspectele astea care vi le spun eu, sau poate nu. Dar dumneavoastră aveți, sper, responsabilitatea de a comunica ce vă transmitem noi aici, la nivelul primării. Știu că și data trecută și acum două dăți și acum nouă dăți, că multe figuri sunt cunoscute de cel puțin 3 ani, 4 ani de zile, sunteți cel puțin majoritatea dintre dumneavoastră. Știu. Aceleași probleme le-am discutat. Aceleași probleme le-am discutat, aceleași problemele ați ridicat dumneavoastră. Poate că eu am spus alte chestii, poate acum încercăm să le dezvoltăm mai clar. Discutați chestiile astea și rezolvați-le, pentru că sunt din bucătăria dumneavoastră internă. Acest lucru devine unul între școală și primărie. Da? Ok. Doamna, dacă mai aveți... Nu, v-am spus că ele practic, vă mai repet, la ele sunt gratuite. Deci, venim, doar că spuneți acum, nu vom merge la doar că trebuie doar să spuneți ceea ce faceți cu mașina. Dacă faceți primul, iar ceea ce v-am explicat. Da? Vă rog să spuneți directorilor de școli, vă rog să spuneți primarilor, deși foarte mulți știu aspectele astea. Și atunci, lăsați mașina și spuneți, doamnă primar, plătați-vă dumneavoastră mașină, că nu se mai poate. Că trebuie să intrăște în legalitate toată și odată. Că asta e situația, mi se pare corect și normal ca toți să intrăm în legalitate, că nu este ok ca jumătate prin județul ăsta sau în stări să ia licențe și trebuie să spun să nu. Exact ce a zis și domnul Nachi, să ne venim de un accident, pentru că întotdeauna, exact atunci când vrem să fie bine, se întâmplă o asemenea nenorocire și totul deja era amploare de nu mai știu de capul nostru. Și să nu se ajungă la asemenea probleme, zicem să vă autorizăm, zicem să, exact ce v-a zis, să fiți atenți. S-a mai întâmplat o speță, chiar am auzit, a lăsat un copil în stație, în loc să treacă pe trecerea de pieton, copilul a luat-o prin spate. Știu că nu este, nu mai sunt răspunzător din momentul în care coborâm copilul din mașină, dar, uitați, se întâmplă fel de accidente și să încercăm să